economate a mai existat și acum câțiva ani, dar s-au închis pentru că nu erau căutate. De data aceasta, liderii coaliției au denumit programul Coșul de Solidaritate pentru pensionari, iar primarii sunt cei care vor trebui să-l implementeze. În urma aprobării proiectului de sprijin pentru pensionari, părerile acestora sunt împărțite. Unii salută această inițiativă, iar alții susțin că au mai fost tentative de acest gen, dar au eșuat. Ce părere aveți despre ideea guvernanților cu acest coș de solidaritate? E o idee bună, normal. Dar ar trebui cumva fixat pentru unii cu venituri foarte mici. Eu știu dacă o să fie rentabil sau ce știu eu. Va fi un avantaj pentru dumneavoastră? Nu cred, ce să mai. Nu prea cred eu că ar să facă ceva. Aș numai vorbe. Ceva am auzit aseară, dezbateri care erau acolo, dar sincer să vă spun. Credeți că persoanele în vârstă vor beneficia de această idee? Va fi un lucru benefic? Nu prea văd eu la ăștia care... Nu producem nimic și nu mai consumăm. Prostie curată. De ce? De ce credeți că e o prostie? De ce? Pentru că au mai fost lucruri din astea și nu au avut niciun fel de rezultat. Numai să dea rezultatele care le urmăresc ei față de anii trecuți, au mai făcut. Nu au mai fost în Suceava. Și până la urmă au ajuns prețurile mai mari decât cele din magazinele obișnuite. Nu, o idee prea bună. De ce spuneți asta? Pentru că mi se pare o balivernă. E o chestiune pe care o aruncă numai așa ca să fie. Mulți vârstnici suceveni susțin totuși că vor merge la aceste economate dacă se vor deschide și vor cumpăra numai dacă alimentele vor fi într-adevăr mai ieftine. Veți merge să faceți cumpărături? O să merg dacă se... vor fi și cu prețurile care le promit ei, bineînțeles că o să merg. Da. Cu toate că n-am și cumpărat, dar mă duc să văd. Că ne-am cumpărat eu cât au fost nevoie. Nu. Pentru că acolo sunt numai anumite produse care până la urmă ajung la același preț, nu? Pensionarii din municipiu susțin totuși că votul lor nu va fi cumpărat de acest proiect și că la anul vor ștampila acolo unde vor crede ei de cuviință, indiferent dacă acest proiect va avea sau nu succes. Vă simțiți cumpărat, având în vedere că urmează un an electoral? Nu. Fiecare să voteze cum îl lasă conștiința, nu cu o găleată sau cu magazinele astea care se fac sau cu altceva. Vă simțiți cumpărată? N-aș zice, mințită. Nu cred că cu asta cumpără lumea. Nu bănuiesc că lumea știe ce au de făcut. Nu e nevoie să ne cumpere cum au făcut în celelalte alegeri. Nu. Dacă nu mă interesează pe mine și vorbesc eu. Sunt vârstă. Cum să nu? Că doar vin alegerile și mai auzăm că mai dă 5%, iarăși, ca să ne poată cumpăra, să-i alegem. Eu sper că de data asta oamenii vor judeca un pic pe cine mai alegem. Pentru că i-am ales, am avut încredere în ei și ei, uite ce au făcut.